ultima judecată. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Apocalipsa 20:12. Hristos apare din nou în fața vrăjmașilor săi. Mult deasupra cetății, pe o temelie de aur lustruit, se află un tron preamărit și înălțat. Pe acest tron stă Fiul lui Dumnezeu, iar în jur se află supușii împărăției sale. Nici o limbă și nici o pană nu pot descrie puterea și maestatea lui Hristos. Slava Tatălui veșnic înfășoară pe Fiul Său. Strălucirea prezenței sale umple cetatea lui Dumnezeu și se revarsă dincolo de porți, învăluind pământul întreg cu strălucirea ei. Cei mai aproape de tron sunt cei care altădată au fost zeloși pentru cauza lui Satana, dar care, ca niște tăciuni scoși din foc, au urmat pe Mântuitorul lor cu un devotament profund și puternic. Apoi stau cei care au clădit caractere creștine în mijlocul minciunii și necredinței, cei care au onorat legea lui Dumnezeu atunci când lumea creștină o declara fără valoare și milioane din toate veacurile care au suferit moartea de martiri pentru credința lor. Mai departe este gloata cea mare, pe care nu poate număra nimeni, dintre toate popoarele, neamurile și limbile, înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Cei răscumpărați înalță o cântare de laudă ce răsună prin bolțile cerului. Mântuirea este a Dumnezeului nostru ce șade pe scaunul de domnie și a mielului. Îngerii și serafimii își unesc glasurile în adorare. În prezența locuitorilor pământului și a cerului adunați la oaltă, are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Și acum, învestit cu maestate și putere supremă, împăratul împăraților pronunță sentința față de răzvrătiții împotriva guvernării sale și aduce la îndeplinire dreptatea pentru cei care i-au călcat legea în picioare și i-au prigonit poporul. Imediat ce cărțile cu rapoarte sunt deschise și ochii lui Iisus îi privesc pe cei răi, aceștia devin conștienți de fiecare păcat pe care l-au săvârșit vreodată.